Elevii care reprezintă Timișoara la nivel național și internațional la concursuri și olimpiade școlare și profesorii care îi îndrumă vor fi recompensați financiar de Primăria Timișoara. De aceste suplimente vor beneficia și elevii cu rezultate excepționale la evaluarea națională și bacalaureat. Dorința noastră este să recompensăm excelența. Până acum nu a existat niciun cadru legal prin care olimpicii din Timișoara să fie recompensați, inclusiv financiar. Prin votul Consiliului Local, acum avem acest regulament și imediat ce se termină toate olimpiadele, vom reveni și cu o propunere concretă de buget. Momentan avem 135 de elevi meritoși, dar ne așteptăm ca această cifră să crească și cu alți premianți. Sunt copii și tineri cu care Timișoara se mândrește și de aceea ne dorim să simtă că eforturile lor la învățătură sunt apreciate și răsplătite, anunță primarul Dominic Fritz. Consiliul Local a aprobat proiectul de hotărâre care stabilește condițiile și regulile conform cărora se vor acorda aceste premii. Acordarea și plata stimulentelor financiare se va face în baza unei liste oficiale pe categorii de beneficiari, întocmită și comunicată de inspector Școlar Județean Timiș. Primăria va susține și elevii care participă la alte categorii de concursuri, precum olimpiade sau tabere școlare de excelență academică la nivel național și internațional, în baza centralizatorului transmis de către Administrația pentru Sănătate și Educația Municipiului Timișoara. Sumele care recompensează rezultatele elevilor și profesorilor vor fi acordate prin contract încheiat între primărie și unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Suma aferentă premierii se va acorda din bugetul local. Numărul total de stimulente va fi acordat în limita fondurilor disponibile.